mulțumesc pentru onoarea asta, pentru acest lucru. Abia ieri, când mă gândeam că o să trebuiască să zic ceva, am conștientizat că eu, când am fost vara aceasta la nivel internațional, am considerat că, de fapt, eu am reprezentat comunitatea de matematică a României și nu m-am gândit că am adus o imagine bună mai mult pentru liceul meu, pentru județul meu și asta e un lucru de care pot să fiu foarte mândru și încerc să continui, cel puțin următorii 2 ani în care o să mai fiu la Olimpiade, să îmbunătățesc imaginea acestui județ și mulțumesc doamnei Vicot foarte mult pentru și colegilor din părțile locale, inclusiv pentru propunere. Părinților, în primul rând, familiei, foarte numeroase, după cum se vede, și tuturor profesorilor care m-au susținut de la început, chiar din clasa 1 până unde sunt eu acum. Și sper că acesta e doar început. Sper să ajung mult mai departe de atât. Vedeți seama. Familiei, din membrii școlii Motoșnene, din